Distinși invitați și dragi prieteni, în primul rând bun venit și din partea mea la acest eveniment special și vă mulțumim din tot sufletul că suntem alături. Vă mulțumim pentru prezență, vă mulțumim pentru sprijin, vă mulțumim pentru încredere și vă mulțumim, da, că păstrați o speranță pentru viitorul României. Dacă n-ați fi păstrat-o, nu cred că erați în seara aceasta alături de noi. Acum câteva zile, așa cum ați auzit, a apărut la editura Humanitas această carte între speranță și deziluzie și este rodul unei munci de 8 ani de zile, o muncă pe care am început-o în California, la Stanford, apoi am continuat-o pe coasta cealaltă, la Harvard Kennedy School și Harvard Business School și în sfârșit am desăvârșit-o, dacă s-ar putea spune așa, am terminat-o la Washington și la București. Aș spune că punctul de plecare al cărții se pierde în negura vremurilor și nu prea. Ar putea fi momentul când am tastat primele cuvinte ale lucrării mele la Stanford, dar mai autentic ar fi să vă spun că această carte a pornit de fapt acum mai bine de 25 de ani, sau cel puțin motivația de a o scrie. Într-o dată pe care sunt convins că o țineți minte, 22 decembrie 1989. De fapt sunt convins că toți cei care am trăit-o, de la mic la mare o ținem minte, într-un mod sau altul. Eu vă pot spune povestea mea, așa cum am trăit-o eu, la Piatra Neamț, în casa părintească. Și țin minte că m-au marcat atunci două lucruri la acea zi. Primul era că, spre marea mea surprindere și plăcere, programul la televizor era mai lung decât de obicei. Era televizorul pornit. Al doilea era că, uitându-ne la televizor, părinții și eu cu sora mea, la un moment dat ceva s-a întâmplat și nu mai știu ce și probabil că nici n-am înțeles la momentul respectiv, dar părinții mei au început să plângă. Și am întors spre mama și am întrebat-o, de ce plângeți? Și mi-a spus de bucurie. Era prima oară când i-am văzut pe părinții mei plângând de bucurie și cred că milioane de români în toată țara, copii, părinți, bunici, au trăit aceste momente atunci. Sunt convins că vi le amintiți. Ce s-a întâmplat cu speranța din acele zile? Ce s-a întâmplat cu acel sentiment copleșitor că viitorul ne este în față și că această țară va oferi șanse celor care vin din urmă în sfârșit? În fine, ați putea spune, s-au întâmplat destule lucruri bune. România este membră NATO, România este membră a Uniunii Europene, România are o democrație, nu e perfectă, dar are o democrație, are o economie de piață. Nu e pe deplin funcțională, dar e o economie de piață și așa mai departe. Dar România de azi, și nu trebuie să uităm lucrul ăsta, are 40% dintre elevi de 15 ani care nu demonstrează o înțelegere de bază a unui text scris. În România de azi, doar 6% dintre femeile de etnie romă termină liceul și 12% dintre bărbați. Gândiți-vă la lucrul ăsta, 6%. În România de azi, un român din doi nu are apă și canalizare. În România de azi avem cea mai proastă infrastructură europeană, n-o spun eu, și am investit cel mai mult ca procent din PIB dintre toate țările UE de vreo 10 ani. Gândiți-vă la aceste lucruri. Și în România de azi, așa cum știm de la Ligă și din Cezar, sunt mii de tineri români, și nu doar tineri, dar sunt buni toți, sau aproape toți, care iau drumul străinătății, care se lasă poate învinși de aceste deziluzii și merg în altă parte să se împlinească. Aceasta a fost și frământarea mea. Cum s-a putut să ajungem aici? Ce a greșit România în ultimii 25 de ani? Cu acest gând am plecat la studii, cu acest gând am plecat să studiez cu Larry Diamond la Stanford și cu ceilalți profesori și mi-am promis mie la acel moment că voi veni acasă când o să am temele făcute, când o să am un răspuns la această întrebare, la această dilemă. Au trecut mai bine de 11 ani de când trăiesc între Statele Unite și România și această carte este un răspuns pe care l-am dat dilemei enunțate mai devreme. Nu știu dacă e răspunsul corect, nu știu dacă e singurul răspuns care s-ar da, vă invit să o citiți și să începem un dialog pe această temă. Am ajuns la o primă concluzie, poate a cărții, și anume fenomenul corupției, care este originea răului în multe sectoare din societatea noastră. Și am urmărit cum a evoluat acest
fenomen în timp și cred că e aproape un consens. 93% dintre români sunt de acord că fenomenul corupției este o problemă de importanță națională, o problemă majoră. M-am uitat la elite politice, am analizat rolul instituțiilor, am analizat rolul presiunilor externe să văd ce a funcționat în reducerea fenomenului de corupție în ultimii ani sau, respectiv, ce a agravat acest fenomen al corupției. Și dacă aș fi încheiat cartea fără epilog, cu siguranță ar fi fost o carte incompletă. Epilogul l-am scris în ultimul an și mi-am dat seama că putem avea cele mai bune instituții, că putem avea cele mai puternice presiuni din partea Uniunii Europene sau din partea partenerilor americani sau altor parteneri. Dacă la locul potrivit nu există oamenii potriviți, dacă în arena publică nu avem liderii, acei autentici despre care ați auzit, lideri așa cum vom cunoaște în seara aceasta, democrația din România nu va fi durabilă, sectorul privat nu va merge niciodată așa cum trebuie, societatea civilă nu va fi liberă să gândească, să se exprime, să acționeze, presa din România nu va fi independentă, nimic, practic, nu se poate construi durabil până când acești lideri autentici nu își asumă un rol și în arena publică. Mă veți întreba, și poate o întrebare pentru întreaga seară, ce sunt liderii? Liderii îi vedem la televizor, poate citim despre ei în ziare. Vă provoc să vă gândiți dacă într-adevăr aceia sunt lideri. Dacă o funcție, dacă o simplă funcție, înseamnă că un om este un lider. Steve Jarding, îl veți auzi spre finalul serii de azi, ne spunea la orele de curs un lucru pe care eu îl țin minte și îl repet de câte ori am ocazia. Diferența dintre un politician și un lider este simplă. Politicianul se gândește la următoarele alegeri, liderul se gândește la următoarele generații. Cum e atunci posibilă speranță? În seara aceasta sperăm să vă dăm măcar motive de speranță și credem că sunt nenumărate, nu doar cei 6 lideri care vor urca aici, nu doar oamenii din această sală, peste 200 de tineri de excepție din întreaga lume, așa cum ați auzit, din întreaga țară și sunt și alte orașe care nu au fost menționate de Dan, dar și liderii din afara acestei săli, liderii din societatea românească. Și credeți-ne că de 7 ani de zile lucrăm aici, în tranșeele societății civile românești, lucrăm în diaspora și cunoaștem astfel de lideri. Am lucrat cu ei, știm că avem potențial și sunt convins că dacă vă gândiți, îi veți putea identifica la rândul dumneavoastră. Acești lideri trebuie să fie sprijiniți și să-și asume o responsabilitate. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Aceasta este răspunderea pe care o avem, mergând la studii, lucrând în instituții prestigioase, având astfel de realizări, ce responsabilitate ne revine? Care sunt darurile pe care noi, la rândul nostru, putem să le oferim societății? Vă fac în final o mărturisire. Am dedicat această carte bunicului meu, tata Nic, cum îi spuneam noi, pe care l-am pierdut acum 2 ani, însă care m-a lăsat cu o vorbă simplă și foarte profundă. Spunea, în viață să nu faci ce poți, în viață să faci ce trebuie. N-am mai apucat să mă vad acasă, din păcate, dar vă mărturisesc că îmi țin promisiunea. Am decis alături de soția mea, Hali, să revenim în România, să venim în România și nu singuri, ci și alături de bebelușul pe care îl așteptăm vara aceasta, așa că până la sfârșitul anului vom fi aici. Vom fi... Mulțumesc! Vom fi aici pentru că nu mă văd fiind în altă parte. Vom fi aici pentru că vrem ca fetița noastră să aibă șansa de a crește, de a se dezvolta, de a se împlini, de a-și realiza visele aici, acasă. Mă văd aici pentru că aș vrea ca această nouă generație, noile generații care vin din urmă, să rămână în România și să rămână într-o țară din care să nu mai vrea să plece. România aceea în 3D, despre care tot vorbim și pe care noi imaginăm, România democratică, România dezvoltată, România demnă. Și România educată. Și România educată. 3DD plus un E. Dar educația e la baza celor trei dimensiuni. Vă mulțumim că sunteți alături de noi pe acest drum
Și aș mai spune că, ca să înlătur orice dubiu, ne întreabă lumea, așa cum știți, în România avem o doză aproape nesănătoasă de scepticism. Și ne întreabă lumea, doamne, cine e în spatele acestui Cezar? Cine vă susține? Seara asta cred că putem să le dăm un răspuns destul de clar. Dumneavoastră, noi cu toții suntem Cezar. Nu există altceva. Noi cu toții construim acest proiect împreună. Iar adversarii schimbării profunde României, atât voi mai spune, îi considerăm de multe ori în plan exterior. Sunt acolo, în sistem, nu-și doresc schimbarea, dar de multe ori acei adversari sunt de fapt în noi înșine. Vorbesc de scepticism, vorbesc de blazare, vorbesc de pasivitate, vorbesc de merge și așa, vorbesc de oricum nu merită să facem nimic, pentru că nu se schimbă nimic. Cea mai simplă cale de a rezolva această zbatere a României între speranță și deziluzie, și o putem să o rezolvăm mâine, este să renunțăm. Astfel vom rezolva dilema. Dar nu cred că cineva din această sală își dorește acest lucru. Închei cu citatul meu preferat, îl veți regăsi și între paginile cărții. Petru Creția, un mare intelectual român despre care se vorbește prea puțin, spunea așa despre speranță. Speranța este o alegere dintre toate câte sunt cu putință pe pământ, a posibilului bun. Nu este vorba de banalul optimism, adesea superficial și adesea ales nedespulberat, ci de o dârzenie lăuntrică, de o lumină perpetuă în bezna lumii. Între speranță și deziluzie, ce vom alege? Răspunsul trebuie să-l dăm fiecare dintre noi, nu doar în seara aceasta, ci zi după zi după zi. Așa că vă provoc să alegem speranța, pentru că numai astfel România va deveni România pe care vrem să o lăsăm moștenire copiilor noștri. Și vă invit să o construim împreună. Vă mulțumesc!